Guvernul care se află astăzi la putere, guvernul Ponta, reușea să adune niște voturi înainte de alegerile de anul trecut, de anul trecut, spunând că nu va permite explorarea și nici exploatarea gazelor de șist. Păi, în felul ăsta e scris în programul de... În moțiunea de cenzură cu care l-au dat jos pe Ungureanu, îi reproșau că dă drumul la explorarea de acolo. Iar în campanie i-am auzit pe câțiva dintre liderii USL de astăzi, aflați la putere atunci, aflați în campanie și erau tot la putere. Mă rog, dar spunând că nu... Este oamenii ăia, dacă ies acum, s-ar putea să spună, domne, ne-ați mințit la momentul la care v-am dat votul. Poate unii au votat pentru asta. Nu apăr guvernul, ce a promis guvernul, trebuie să-și vadă de lucruri și acolo. N-a promis, mă, guvernul, sunt niște politicieni. Bun. Păi sunt niște nesimțiți, poate că oamenii ies acum, dincolo de povestea cu gazele de șist pro sau contra, ies să protesteze față de niște nesimțiți care la un moment dat, în campania electorală, le promit un lucru și după aia se modifică... Și după când ajung la putere, schimbă modificarea, cum se zice, da? Au ieșit cu nenumărate declarații și au spus că după aia ne-am revenit, când am ajuns la guvern, am văzut care e asta. Este rezultatul a 3 ani de manipulări împotriva Roșiei Montana și a gazelor de șist. Să nu uităm că tot USL-ul a tropăit cu picioarele și pe Roșia Montană. Corect. Și pe gazele de șist. Să nu uităm ce au... nu ne vindem țara. Să nu uităm manipulările televiziunilor useliste care au demonstrat seară de seară nenorocirea gazelor de șist și cum or să vină cu tremurele și or să bea ei gaz în loc de apă din fântâni. Și atunci acești oameni nu pot fi întorși cu cheia peste noapte după vrerea lui Ponta, pentru că ei asta știu. Gaz de șist egal cu tremur și apă poluată în fântână.